perioada 9-17 februarie, la Vatra Dornei este organizată cea de-a noua ediție a serbărilor zăpezii. Turiștii și localnicii sunt așteptați pe pârtiile Veverița, Parc și Dealul Negru din localitate, unde vor avea parte de multă zăpadă, spectacole și întreceri sportive. Primul weekend de sărbătoare a adus în Vatra Dornei foarte mulți turiști pasionați ai sporturilor de iarnă. Organizatorii au avut noroc și cu faptul că zilele trecute zăpada s-a așternut într-un strat proaspăt, iar pârtiile au oferit condiții excelente pentru schi și săniuș. Cele trei pârtii din stațiunea Vatra Dornei se prezintă în stare excelentă, chiar dacă săptămâna trecută vremea nu a ținut cu noi. Începând de joi, ați văzut că s-a schimbat radical. Stratul de zăpadă variază între 30 și 50 de centimetri în zona superioară. Nu avem porțiuni de gheață și feedback-ul de la turiști este foarte, foarte bun pentru toate cele trei pârtii. Cum e pârtia? Foarte bună! De dimineață sunt aici și îmi place foarte mult. Cu cine ai venit? Cu prietenii mei, mă distrez foarte bine cu ei. Schiezi de mult? De 3 ani. Cum e pârtia? Minunată! De cât te dai? De cât timp sau astăzi? De 15 ani. Și astăzi de când ești? Și azi de dimineață, de la 9. Tu și cu placa sau cu toată gașca? Păi cu placa și cu elevii, cam aia. Cum e pârtia? Foarte bună. De cât timp te dai cu placa? 2 ani. Ești de seară la concerte? Da. V-am văzut că schiați foarte frumos, de cât timp? De un an. De un an deja? De unde sunteți? Câmpul Moldovenesc. Vă place la Dorna? E frumos. Pârtia? Super. De ce ați căzut? Pentru că știu să merg prea bine. De cât timp schiați? De 2 ore. Dar e bine pentru început. Foarte, foarte tare. De unde sunteți? Târgu Neamț. Și rămâneți și la spectacole? Bineînțeles. Vă place pârtia? Cum e? Un sfert e foarte bine, mai sus nu știu cum e treaba. Pe scenă amplasată între Cazinou și izvorul Santinele, lângă pârtia Parc, spectacolele s-au ținut lanț. Au concertat Văru Săndel și Puiu Codreanu, acompaniați de ansambluri folclorice, iar Celia și Elena Gheorghe au făcut pe turiști să uite de sporturi și plimbări și au ținut lângă scenă pe tot parcursul spectacolului. Weekendul următor, Vatra Dornei este pregătită pentru distracție, iar turiștii sunt așteptați chiar din timpul săptămânii. Sunteți așteptați și săptămâna viitoare pentru încă un weekend alb în nordul țării, iar la capitolul spectacole, invitații speciali vor fi Alb Negru și Connector.